Vai, cum poate arăta, doamne, cum ce mă arăt super tare. O, uitați, ia uitați cum e în partea aia. Frate, beznă, 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 beznă s-a făcut. Vai, ce mișto. Că de adevărat poate fi. Deci nor nu că negru, extra negru. Vai ce tare. Vai cât de tare. Uite. Din partea vine. Vai și cu ce viteză se deplasează în primul rând. Iată, am intrat sub măr. Iată, suntem sub măr. Ura! Victoria, am intrat sub măr. Vai, dar ce mișto arată în partea aia. Vai de capul meu ce... E vai de capul meu ce poate arăta. Ia uite granița, uite granița, uite, uite. Deci ăsta e normal și uite de granița. Deci am intrat în beznă în partea asta. În partea asta e beznă, aici. Ia, ia, hai că începe și vântul. Hai, se pregătește vântul să înceapă, hai. Hai, așa, așa, uite vântul. Așa. Uitați macaralele, macaralele sunt importante. Uitați cum răsucește vântul macaraua. Incredibil cât de vânt, cât de puternic e vântul. Uitați tăria vântului. A, uitați cum împinge vântul macaralele. Incredibil. Senzațional. Trăim live. Ia uitați copacul de acolo. Ce de tare. Gata, a început furtuna. Furtuna de vară. Asta e furtuna de vară, pe bune. Cât de mișto! Cât de mișto! Gata, nu mai pot să filmez. Mă retrag că nu mai pot să filmez. Nu de vânt, nu de presiune, dar e chestia că nu mai pot să filmez, că nu mai văd. Nu se mai vede. Auziți tabla? Vai ce norocos! Am și sursă de lumină! Vai cât de norocos! Gata! Mi-a rămas bun? Nu se mai vede nimic, dar oricum asta a fost imagine, ultima. A început furtuna în București de mare putere.